foarte multe persoane cred că dacă stau acasă cu copilul, îl feresc de accidente și de probleme. Însă, în realitate, peste jumătate dintre accidentele din viața curentă cuprind copii între 0 și 16 ani, iar 80% dintre acestea survin la copii foarte mici. Cum prevenim cele mai frecvente accidente domestice? Ce pași trebuie să urmăm în caz de accident domestic? Ce măsuri de prim ajutor ar trebui să știm pentru cazuri grave? Discutăm despre pericolul accidentelor domestice împreună cu Jean Balotă. Bună ziua, domnule doctor! Mă bucur să vă avem în platou. Și eu mă bucur. Aș vrea să ne construim micul ghid de supraviețuire pe care îl punem astăzi la dispoziția mămicilor pe grupe de vârstă. Și vorbim despre primul an din viața copilului, când mămica e speriată, copilul începe să meargă în patru labe, e predispus la accidente. Care sunt cele mai frecvente accidente domestice pe care le-ați întâlnit în această perioadă? Accidentele frecvente casnice care se întâmplă la vârsta de sugar este reprezentat de sufocare, să-i spunem. Asta este dată de poziționarea incorrectă a sugarului după ce este alăptat. Sau sunt greșeli frecvente în care mămicile doarme cu el în pat. Și atunci există riscul și s-a întâmplat de multe ori, în așa fel încât mama să se întoarcă pe copil, să-i astupe căile aeriene respiratorii superioare și copilul să se sufoce și sigur este un accident. Sau în momentul când îl alăptează, îl ia de la sân sau de la biberon și îl basculează, adică îl așează în pat. Și atunci există riscul să aspire laptele care a fost regurgitat și obstrucționează căile aeriene respiratorii superioare și sigur apare senzația de sufocare. Pe care risc noi putem să-l evităm dacă avem grijă să punem copilașul, să-l batem pe spătic, sigur, să da, râgâie, ca da, să o spunem pe românește. Exact, ca să elimin toată cantitatea de aer din stomac, el trebuie să folosesc aceeași expresie, să râgâie de vreo 3 ori. Ce ar trebui să facă o mămică dacă bebelușul ei se înneacă? Trebuie ridicat, da, tapotat, nu neapărat energic, adică să batem copilul, forțez să tușească, prin tapotările pe care, nu, ținând copilașul pe umărul meu și bătându-l interscapul vertebral. Atunci îi repermeabilizez căile aeriene respiratorii superioare. Trecând la o vârstă mai mare, când copiii încep să umble și să bântuie peste tot și n-au pic de responsabilitate față de propria persoană, accidentele domestice pot fi mult mai multe. El face contact cu lumea înconjurătoare, nu o să vă vină să credeți, prin intermediul gustului. Și atunci, pe orice pune mâna, ca să facă cunoștință cu obiectul respectiv, îl duce la gură. Și atunci, riscurile cele mai mari sunt ingestiile de corp străin, cum spunem noi, nu? Ca și diagnostic. Dacă înghite un obiect, cum este o monedă, practic nu se întâmplă nimic. Dar dacă aspiră și intră în căile aeriene respiratorii superioare, atunci începe să fie o problemă, nu? Și ce facem? Există o manevră, sigur, care a intrat în istorie și pe care o folosim, este manevra Heimlich. Deci manevra Heimlich ar însemna așa, cu două degete, la jumătatea sternului copilului, ca să-mi dau seama de jumătatea sternului, la copil este, la sugar este simplu, trag o linie imaginară printre cele două mameloane și la mijlocul liniei îmi pun degetul. Fac 5 compresii toracice, așa spunem noi. 1, 2, 3, 4, 5. După care apuc copilul, îl întorc pe antebrațul celălalt, da? Da. Îl pun, da, culcat. Nu ia stugurița, vedeți că îl țin așa. După care îi fac 5 tapotări interscapul vertebral. 1, 2, 3, 4, 5 și repet operația până când în mână îmi cade obiectul care l-a aspirat. Revenind acum la copilașii da, mai mari. La junior ce se întâmplă? Îl țin în poziție șezândă, eu fiind așezat într-un genunchi, iau copilașul cu spatele la mine, juniorul, da? În brațe. Îl țin între picioare, deci un genunchi. Stau așa, într-un genunchi, cum da. Să spun, da? Am luat copilașul cu spatele la mine, da? Îl aplec un pic în față, el fiind în picioare. Eu îl țin în picioare. Îmi pun pumnul de la mâna dreaptă sub apendicele xifoide al copilului,
da? Imediat sub coșul pieptului, da? Da? Îl aplec ușor în față și prin mișcări, hai să spunem, opinteli, da? Da. Da? Îi fac 5 compresii, da? 1, 2, 3, 4, 5. După care îl întorc și îi fac 5 compresii interscapulo-vertebral, până când elimină corpul străin. Deseori copiii se ard. Îmi amintesc când fiul meu a pus mâna așa pe cuptor de la bucătărie, da, pentru că vrea să vadă ce e înăuntru. Eu personal nu am știut atunci ce să fac în primele secunde și mi-aș fi dorit să știu. Da, primul gest care se face la arsură, că este arsură termică, arsură, mă rog, chimică, respectivul segment care a fost expus, se bagă sub jet de apă rece. Nu se mai folosesc alte metode, eu știu, alcool, mă rog, ou. Deci ținem copilașul cu mânuța în apă rece și apoi îl ducem la spital. Sigur că da. Dacă înghit o substanță toxică de prin casă? Este o legendă, nu? Îi dau copilului să bea lapte. Lapte, da. Este de preferat să nu faci nimic, pentru că orice lichid ingerat duce cantitatea de toxic mai departe și poate să accentueze leziunile. Dacă a înghițit medicament, sigur, poți să-i dai lichide să bea, nu ca să dilueze asta, eventual să-i provoci vărsătură și provocându-i vărsătura, elimină substanța respectivă. Asta este valabilă numai pentru medicamente și nu pentru ingestiile de substanțe toxice. Da. Mai sunt în casă prizele și nu știu de ce toți copiii sunt fascinați de ele, vor să-și, da, bage v-am spus, tot din curiozitate, da, cabluri. Ce facem dacă se electrocutează copilul? Manevrele sunt, nu? Dacă și-a pierdut conștiența, manevră de basic life support, adică permeabilizat căile respiratorii superioare. Cum? Explicați-ne exact. Da, așezând copilul în decubit dorsal, da? O ușoară hiperextensie a capului, în așa fel încât să degajez baza limbii, da? Da. După care să fac două insuflații gură-gură-nas, da? Deci i-am făcut așa, mă apropii și cuprind cu gura mea, gura și nasul copilului și suflu de două ori, da? Da? O dată și încă o dată. După care încep să fac compresiile toracice ca să reușesc să pornesc cordul sau să suplinesc eu funcția cordului de a arunca în circulație sângele care l-am oxigenat prin insuflare. Și atunci la copil, sigur, în funcție de vârsta copilului, se face începând la sugar de la 5, tot așa, 5 compresii, după care insuflații, 5 compresii, insuflații. O să mă întrebați, sigur, și la copilul mare se face 2 insuflații cu 15 compresii, da? O să mă întrebați cât durează asta. Asta durează până când copilul își revine ca și conștiență și asta înseamnă că i-am repornit cordul, până vine salvarea. Ce facem în cazul unor tăieturi adânci? Ce poți să pui pe rana adâncă? Primul gest pe care trebuie să-l fac este să opresc hemoragia dacă ea există. Și ăla îl fac foarte simplu, tamponând cu un prosop și făcând tamponament, nu ținând apăsat. Nu se mai pun, ca pe vremuri, nu a rămas ca istorie, apropo de garouri. Nu se mai folosește asta pentru că există riscul de leziuni majore în segmentul respectiv. Tamponamentul este suficient. Deci apăsăm bine cu un prosop, da, și apoi mai facem ceva sau fugim, nu, la medic? Nu, mergem la spital sau așteptăm echipajul de urgență. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru ghidul de supraviețuire pe care ni l-ați predat azi. Mă bucur că am putut să vă ajut și... Mulțumim mult! Iar voi, dacă vreți să aflați mai multe despre accidentele domestice, intrați pe totuldespremame.ro, unde veți găsi o lecție de prim ajutor pe care ar trebui să o învățăm cu toții, indiferent dacă suntem părinți sau nu.